Doar împreună putem învinge coronavirusul. Asta și-a spus un grup de moldoveni care a creat un dispozitiv ca o poartă care nimicește noul tip de coronavirus. Acesta poate fi instalat la ieșirea din secțiile de terapie intensivă ale spitalelor și îi ajută pe medici să elimine pericolul de infectare atunci când își lasă jos echipamentul. Vă salutăm! Atenție! Intrați doar dacă sunteți echipați în combinezon, purtați mănuși și ochelari. Razele ultraviolet vă pot afecta pielea și ochii. Vă rugăm să vă poziționați pe centrul porții și să urmați indicațiile. Închideți ochii, ridicați mâinile și rotiți-vă până se oprește melodia. Atenție! Începe procedura de dezinfectare. Dezinfectarea a fost finalizată cu succes. Puteți deschide ochii. Vă mulțumim pentru sacrificiul dumneavoastră. După ce trecem prin poarta de dezinfectare, pe echipamentul de protecție nu rămâne nici urmă de virus. Asta datorită razelor UVA, care îl anihilează, și razelor UVC, care îl distrug. Razele ultraviolete nimicesc virusul în proporție de 99,99%. Specialiștilor le-a luat 2 săptămâni să monteze dispozitivul. Până a putea fi folosit însă, mai sunt necesare câteva teste de laborator. Eficiența de dezinfectare noi vrem să petrecem săptămâna viitoare în ansamblu cu laboratoarele locale care ne-au dat o posibilitate să facem testări din modalitate de timpul de propagare, adică pentru dezinfectare, ca să avem o eficiență maximală pentru dezinfectare și pentru afecțiune minimă pentru doctori. În spatele acestei idei stă Igor Hâncu, un antreprenor din Chișinău, care a găsit finanțare pentru primul dispozitiv. Bărbatul a obținut deja un grant european și pentru altele care vor fi instalate în spitalele din țară. Costul unuia se ridică la 20.000 de lei. Și aici vorbim doar despre materiile prime și manoperi, fără adausuri, fără profit, fără mic. Vorbim de, ca și în cazul vizierilor sau boxelor de intubare, voluntariat 100%. Acest grup de moldoveni s-a implicat mult în lupta cu COVID-19. Ei au produs viziere pentru medici. Boxele pentru bolnavii intubați sunt tot invenția lor. Ele opresc infecția care poate ajunge de la pacienți la doctori atunci când îi tratează. Tot ei au oferit spitalelor tablete cu care pacienții să poată lua legătura cu rudele lor.